România și Republica Moldova rup orice obstacol comunicațional. La București a avut loc inaugurarea Consiliului Consultativ Mass Media România-Republica Moldova. Consiliul Consultativ Mass Media este o inițiativă a Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și urmărește să creeze un cadru instituțional care va avea, în principal, rolul de a implementa spațiul comunicațional comun între România și Republica Moldova. Acest Consiliu se dorește a fi un element important pentru transpunerea normelor europene în țara noastră, care să contribuie la valorificarea oportunităților pe care le oferă colaborarea bilaterală în domeniul mass media. Noul forum este menit să pună la punct un regulament care să asigure aplicarea unor norme comune de bune practici, să definească proiecte care să asigure coerența politicii editoriale în spațiul comunicațional comun și să încurajeze reprezentanții mass media din cele două state în vederea integrării în grilele de programe sau în publicația unor rubrici axate pe evoluțiile din țara parteneră. Membrii Consiliului Consultativ sunt reprezentanți ai canalelor de informare în masă din ambele țări, membri ai societății civile și experți în comunicare și se vor întruni alternativ la București și la Chișinău. Secretariatul consultativ va fi condus de expertul în comunicare, fostul purtător de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, Vlad Țurcanu.